Salutare, salutare, fetilor! Eu vin la voi să vă arăt desenul sau uzorul acestui pattern, acestui rochițe. Se poate de executat ce doriți voi. Ce doriți voi. Acest uzor este foarte drăguț. Este drăguț și în... și în fir mai gros și în fir mai subțirel. La mine firul este foarte finuț și îmi place foarte mult. Dar când a să mai spele, eu știu că acest uzor o să evidențieze încă mai mult. Eu am să vă detaliez, să vă dau detalii pas cu pas, rând la rând, că acest uzor are 23 de rânduri. S-ar putea de ridicat chiar 24, ultimul care se face, se închide pe dos, ca când pe dos, încundrând pe dos și gata. Fără a nu încheia, pe urmă primul rând se începe cu aceste două fire albe și unul în mijloc, două fire pe față, îmi cer scuze, și acest în mijloc pe dos. Sunt exhaustiv de obosită. Astăzi o zi întreagă mi-a luat acest desen pentru că am început să execut de la început și am făcut, știți, da, ora mesei între timp o leacă, am mai gătit, dar el, e ora 4:30, mi-a luat practic toată ziua astăzi numai făcând, montând video cu acest desen. Dar nu regret, știu că o să am foarte multe succese și o să vă plac acest desen. Eu încep cu ceea ce o să finisez. Sunt la rândul 23 și desenul o să încep cu 23 și o să-l finisez la 23. De ce vreau să vă arăt acest desen? Pentru că el este, are o bază caracteristică care se poate de încheiet și de început și finisar tot la el. Pentru că, de ce vă spun că la 23 am început? Că 23 încep aici și aici se începe deodată și rândul și următoarea crenguță. De aceea finisăm, da, acest uzor, mimoză, cireșică, cum aș spune că au trei, a treia o finisăm și de aici și se începe. Dar dacă voi doriți ultimul rând și nu mai doriți, gata, încheieți, nu executați acest uzor. Ai, practica este mai mult baza care să vă spun. Așa, eu încep cu rândul 23 pentru că am executat toate rândurile și tot raportul. O să vă uitați, dar în rândul 23 se execută așa. 1, 2, 3 pe dos, 3 pe dos și aceste 5 pe față se finisează cu un ochi, se încheie, îmi cer scuză, cu un ochi prin toate aceste 5, aduc un fir și pe urmă îl închei. Și 1, 2, 3. M-am oprit aici pentru că la mine uzorul vine de acum cu acestea. Eu am încheiat aceste 3, vedeți aici 3 și am 3 ochiuri între ele și formez de acum această crenguță, următoarea crenguță. Dar dacă voi de acum finisați în lungimea care vă trebuiește, nu mai finisați acestea, le împletiți toate pe dos. Și gata, crenguța s-a finisat. Ia ca crenguța s-a finisat și nu mai încep. Acum o să mă întrebați pe mine, eu știu precis, o să mă întrebați, dar cum să încep, Maricică, că ai început de la 23 și ai finisat la 23 și ne-ai dus în eroare? Ba nu, nu v-am dus absolut deloc în eroare, fetelor. Începutul este așa, că repet și mai spun, în sus uzorul are 23 de rânduri,
Dar raportul este de 11 ochiuri. Din 11 ochiuri. Așa. La mine acesta este în mijloc. E ca de acum în mijloc. Știți că eu formez acele trei ochiuri care eu, dacă vă interesează, la început nu le-am avut, dar pe urmă am spus că la reglan aici eu le-am lăsat, aceste trei ochiuri și cum le formez. E că cum trei ochiuri formez. Am două ochiuri, am un jatel, dar acum am format trei ochiuri. Împletez de două ori împrejur așa aceste trei ochiuri și pe urmă aduc, voi cred că știți uzor acesta, eu am o pereche de ciorapi micuți. Aduc e ca așa ochiul peste el. E ca așa se formează gaura aceasta. Apoi, când vine următorul rând, aici fac un jateu în mijloc. Următorul rând. Nu știu dacă vă duc în eroare, sau, dar eu vorbesc acum despre raport. Așa, voi vreți să spuneți așa, eu vreau să încep de la început și n-am înțeles. Nu am înțeles. Așa, dați ca să fie pe înțelesă și clar. Dați să facem pe culoarea galbenă și să fie așa. 11 ochiuri. Luăm așa 1, 2, 3. Nu vă uitați la acest ochi. Eu îl închei acum pentru că eu de acum finisez rândul. 3. Dar dați să o cotim așa că acesta este rândul. Primul rând. Și spunem așa. 4. El e pe dos. 5. 6. 7 ochiuri împletim pe dos, așa se începe raportul. 7 ochiuri pe dos și următorul facem 3 ochiuri și împletim 3 ochiuri. Pe dos. Vi-e clar cum e primul rând, cum se începe, da? Mă repet încă o dată. Începem din 11 ochiuri care noi le avem, începem a tricota 7 ochiuri pe dos, al 8-lea facem, dintr-un ochi facem 3, formăm 3 ochiuri aici, da, cu jateu, apoi mai împletim încă 3 pe dos. E că acesta este rândul primul, cum se începe, e că acum am început eu aici, e că acum am început eu primul raport. Așa am început de aici, așa e că este aici, știți? Pe urmă rândul 2 împletesc pe față. Pe față cel din mijloc jateul împletesc pe dos. Este foarte clar raportul? Este foarte clar uzorul. Rândul 2, rândul 3, îl împletesc exact așa. Împletesc, mă refer la acestea care e că aici s-a format, e că aici s-a format trei ochiuri acestea. Pe acel unul îl împletesc care, dintre acestea trei ochiuri, aici mă duc. Unul pe față, unul pe dos și unul pe față. E ca pe urmă împletesc rândul 2. Rândul 3 exact așa, repet. Rândul 4 de acum vă uitați în schemă și îl urmăriți. Atât. Eu vă pup dulce. Nu uitați să puneți like, vă rog mult, să vă înscriți, pentru că asta este secretul și am spus ca să mă susțineți pe mine acum, din 5 mai mult, ca să tind la un număr de aprecieri. Aprecierea voastră este că eu muncesc, voi mă apreciez printr-un like. Este gratis. Vă las să vizionați, vă las să vă bateți capul. Eu vă spun, prima dată când am urmat, nu mă judecați, pentru că prima dată când am decifrat acest uzor, vă duceți la Rochea Mimoză și o să vă uitați cât de greu în parmiso, că mexicana sau eu nu știu ce limba are ea. Că nici nu m-am interesat, mine mă interesează, știți, să mă focusez chiar și în chinese, pot să mă uit când îl cunosc, mă focusez și repet și repet și m-am uitat și m-am uitat și am executat și am dat mai încet video la 0.5. Și mă uitam cât din ce am făcut acest uzor. L-am numărat, am scris schema. Schema eu nu vă arăt. Eu arăt ulea că la început, tot vă duceți în roche, la roche acolo și vă uitați la schema acolo, cum am făcut-o eu, poate vă ajută. Schema cu creionul. Ea este acolo, la început, undeva pe la mine, pare mie să la început mai mult. Este schema care eu vă arăt acolo și puțin ca să vă coordonați voi cu dânsa. Dar luați mânuța și rândul 1, rândul 2, rândul 3, e foarte, foarte ușor, e de 11 raportul, nu-i mare și vă faceți singură schema și atât.
vizionare plăcute și dacă doriți, trimiteți în proiectele voastre care voi o să le executați într-așa de descent, într-așa uzor, pentru că este formidabil de frumos, formidabil de frumos. Pa, pa! Salutare, salutare internet, salutare fetilor! Vin la voi cu acest uzor ca eu să-l descriu și să mă împart cu voi. Am să vă spun, pare mi se că eu înțeleg secretul acestui desen, el s-ar putea de citit, e ca așa, fetelor, știți? La mine se citește în jos, voi al citiți exact în sus, cum la voi vi se arată așa. Fiți atenți, dacă doriți, voi puteți să-l executați, nu așa în jos cum la mine arată în desen, când s-a lambrat, dar în sus, cum la voi arată. Este format din 23 de rânduri. Aceste 23 de rânduri, fetilor, aceste 23 de rânduri, el are 3 cireșele, da, sau mimoză, cum l-am numit eu, această rochiță. Sper să se aranjeze mai bine. Când o să spele? Ce vreau eu să mă împart aici cu voi? Când încep eu la uzorul, aici se finisează și aici se începe 23, se finisează și aici se începe cu 3 ochiuri care începe iar un nou uzor. În acest uzor puteți să-l faceți o leacă mai sus, să finisați acesta 23, rândul 23 și pe urmă să începeți cu rândul întâi, dar este la preferința dumneavoastră. Eu, dacă voi vedeți aici, 23, eu închei, dar aici de acum încep uzorul. Dacă vreți, mai repet încă o dată, faceți 24, 23, fără rândul acesta 3 ochiuri, care noi aici formăm 3 ochiuri, și aduceți mai sus. Eu sunt o leacă, știți, nu confuz, dar știți, dacă este aranjat corect acest desen, dar noi putem să-l aranjăm cum dorim. Putem să lăsăm o leacă distanța și dacă nu finisăm, să facem o leacă mai sus acest uzor, știți? Finisăm 24 ca când pe dos, pe urmă ies așa 24 ca când pe dos îl facem și întâi îl facem cu aceste 3 ochiuri, el este foarte, foarte diferit. Eu l-am luat de la o mexicană, pare mi se că vorbește o leacă spaniolă, de brazilian, și l-am format așa cum am înțeles eu. Dar voi îl faceți pe schema, cum doriți voi, eu vă arăt pas cu pas și al formați cum doriți voi. Mai este încă un schema, are în schema care eu l-am văzut, are aceste 3 ochiuri care eu acum o să vi le arăt între ele și eu le formez. De acum e că aici am format un ochi, apoi eu formez 2 ochiuri, 2 între ele, între aceste uzori 2 ochiuri. Și pe urmă o să le urmez câte acest uzor între ele, cum l-am văzut eu de bază. Am ascuns soarele. Am ascuns puțin soarele că nu se permise că bătea ca în apă. Așa, nu știu dacă este mai bine, dar eu cred că să mă înțelegeți. Dacă eu îi fac fustița jos, dar voi puteți și coftița să o faceți cu acest între ele, cu aceste 3 ochiuri, între rapoarte. Raportul nostru are 11 ochiuri. Raportul nostru este format, cireșica noastră este formată de 11 ochiuri. Dacă voi doriți să adăugați aceste 3 ochiuri între ele, mai repet încă o dată, și un raport între ele, dar dacă nu, lăsați așa acest mimoză, sau eu nu știu cum să-i spun, sau cireșele. În fine, eu încep
cu uzorul. Eu încep cu uzorul 23, care eu îl finisez ultimul rând și încep cu numărul pe urmă 2 deodată. Sar deodată la 2. De ce? Pentru că când începeți voi uzorul, când începeți deodată uzorul, voi începeți de la acestea un ochi care formați 3 ochiuri. Dar la mine, în uzorul 23, eu închei acest cireșică, că aceasta o închei, dar deodată își formez tot într același rând, formez și acele 3 ochiuri. Eu sper să fii foarte înțeleasă. Nu știu, mai simplu dacă s-ar putea de executat și de explicat. La moment eu am 2 ochiuri între ele, că am format un ochi pe față, apoi e că când am ajuns la altă culoare am format 2 între ele și pe urmă eu cu încetul eu mă duc la 3 ochiuri. O să mă duc la 3 ochiuri pentru că jos fustița trebuie să fie mai lărguță. Mai lărguță și mai lărguță. Rândul 23. Faceți-vă voi schema voastră și vă notați și o să vedeți. Eu vă explic numai în teorie. Un ochi, 2, 3 pe dos și eu am rândul 23. Fiți atenți, începem de la 23. Eu am 5 ochiuri pe față, format e ca aici deasupra, de acum am 5 ochiuri. Pe față. Aliu toate împreună, 5 ochiuri împreună și l-am încheiat încă o dată. Apoi eu, 1, 2, 3 ochiuri pe dos. E că aici vreau să vă spun, dacă voi doriți, le faceți toate pe dos, apoi mai faceți un rând încă, cum merge încă un rând pe dos, un rând când noi facem unul pe față, ca când unul pe dos. Apoi începeți rândul numărul 1, cu aceste 3 ochiuri, cu aceste 3 ochiuri de aici, cu crenguța. Dar la mine, în uzor, eu am văzut că doamna vine deodată cu acesta ce finisează rândul 23 și acesta ieși finis și începe. Așa am executat și eu, dar voi puteți formulați singur schema. Așa, 1, 2, 3, pe dos și al care este aici, continuu, un ochi care îl fac eu de cum îl formez crenguța altă nouă, un ochi jat eu și mai eu încă un ochi pe față. E că acesta este. Și mai formez încă 2-3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe dos. Am spus că între ele eu am 2 pe față până când o să formez un jateu și de acum eu o să am 3, știți? Și o să meargă fustița jos. Mai repet încă o dată rândul 23. 1, 2, 3, aceste 5 care ele sunt la uzor, eu le iau pe față toate împreună, aduc firul prin el și al mai închei. Al mai închei încă o dată. Da? Și formez 1. E că aici e secretul. 2. 3. Și următorul fac 1, 2, 3. Mai repet o dată, fiți atenți, puteți continuați. Toate pe dos și 2. Încă 3 ne-au rămas în uzor. Ca să nu vorbesc, ca să nu... Mai repet încă o dată. Vă este la plăcerea voastră și dacă voi găsiți acest uzor, sunteți norocoase și-l citiți. Dar care este originalul? Care îl facem noi? Și la mine de acum ies așa că rândul... Eu sar deodată la rândul 2. E ca de la 23... Eu sar la rândul 2 deodată. Pentru că rândul 1 de acum la mine, aceste ochiuri care e ca aici, care am format 3 ochiuri, am încheiat 5, e ca aici e raportul cu, da? Raportul cu 11 ochiuri.
și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și acestea sunt cam format 3 ochiuri. Aceste 3 ochiuri sunt socoate un ochi. Eu am 11 ochiuri. Sar deodată la rândul 2 și rândul 2 execut așa cum ochiurile stau și am așa 1, 2, 3, acestea care au fost 5 împreună, îl facem pe 2, 4, 5, 6, 7 pe 2 și am ajuns la aceste 3 ochiuri care la noi s-ar începe rândul 1 de acum, ca când e rândul 1, dar la mine dacă merge în uzor de acum, în proiect, înseamnă că o să cot numărul 2, rândul 2 îl facem așa, că el de acum rândul 1 este format, da? Eu înțeleg schema, 1 pe față, unul pe dos și unul pe față. Și iarăși 3, 3 pe dos. Sper să fie clar. Eu aici de la un semn, de la un semn până la altul, de la un semn până la altul, eu am 11 ochiuri. Aceste 3 ochiuri aici care sunt formate într-un ochi, ele se ocoate un ochi, da? Și eu trebuie să am 11 ochiuri. Înseamnă că acum am așa pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pe dos. 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față și încă 3 pe dos. Și am 11 ochiuri. Continuați așa. Acesta se socoate. Mai repet încă o dată. Pentru că rândul întâi noi începem, e ca așa cu numai cu toate 11 ochiuri, începem 7 pe dos, rândul întâi merge așa, 7 pe dos, dintr-un ochi formăm 3 ochiuri cu jateu care eu v-am arătat în rândul 23 și 3 pe dos. Mai repet încă o dată, rândul întâi se face așa, 7 pe dos, dintr-un ochi formăm 3 cu jateu, da, în mijloc, și 3 pe dos. Deci acesta este rândul întâi. Când noi începem desenul. Continuăm rândul 2. Continuăm rândul 2 fetelor așa cum el este. Am 7 pe 2. Acestea care au fost 5 împreună, eu pe 2 și merge așa. 7 pe 2. Aceste 3 ochiuri formate aici, primul se împletește pe față, unul pe dos și unul pe față și încă 3 pe dos. Eu sper să fie foarte, foarte clar tabela și uzorul cum se începe. Da, fetelor? Asta este, mai repet încă o dată, rândul întâi este în mijloc. Eu vi l-am spus, vi l-am citit. Voi începeți cu rândul întâi. Voi începeți cu rândul întâi. Cum am început ea ca eu de aici? Cum am început eu de aici, fetelor? E ca așa am început. 11 ochiuri de senul la mine a fost. Da? 11 ochiuri. E ca așa aici este 11 ochiuri. Am făcut 7 pe dos. Dintr-un ochi am format un ochi, jateu și un ochi. Și pe urmă încă 3 pe dos. Asta este primul rând. Al doilea rând împletim așa. 7 pe dos, 1 pe față, 1 pe dos și 1 pe față și încă 3 pe dos. Și ne întâlnim la rândul 3. În rândul 3, nu, ba nu, rândul 3 se execută exact așa cum ca rândul 2. Rândul 3 se execută exact ca rândul 2. Mai repetați, este așa câte două ori noi repetăm același desen. Ne întâlnim la rândul 4. Așa. Executăm rândul 4. Da? Rândul 4. Rândul 4 facem așa.
Începem. 1 pe dos, 2, 3, 4, 5, 6. Al șaptelea eu îl întorc și al eu cu aceasta pe față împreună. Al eu cu a șaptea, a șaptelea al eu cu acesta pe față împreună. Două împreună. Apoi împletesc acel din mijloc pe dos și unul pe față și mai am încă trei pe dos. Rândul 4 se execută așa. Da? Așa, trecem la rândul 5. Rândul 5. Executăm așa. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 împreună. 5 pe dos. 5 pe dos. Al șaselea, al eu, împreună cu acesta pe față și împletesc unul pe dos, unul pe față merge și trei pe dos. Repetăm așa ca rândul 4, dar acum luăm. Ați înțeles? Luăm pe dos al șaselea cu acel pe față. Mai repet încă o dată. Sper să fie clar. Dați să pun așa ca să fie, știți, numai uzorul. Vine și soarele la mine să vă arăte. Așa, începem raportul. Rândul 5. 1, 2, 3, 4, 5 pe dos. Al șaselea îl întorc și al eu cu acesta pe față. 1 pe dos, 1 pe față și 3 pe dos. Acesta este raportul în rândul 5. Continuăm așa rândul 5. Rândul 6, împletim ochiurile cum sunt. Rândul 6, împletim ochiurile cum sunt. Pe față, pe față, pe dos, pe dos. Rândul 6. Rândul 6, rândul 6 se execută așa cum stau ochiurile. Îl împletim 1, 2, 3, 4, 5, 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față și 3 pe dos. Asta este rândul 6 și... Acum începem rândul 7. Rândul 7 leacă e mai lucruță că știți de acum cu uzorul. Se formează de acum prima cireșică de aici. Sau pot să vă arăt pe galben care ea este. E primul de jos aici, că noi până acum am format acest raport. Până acum. Vedeți tot, am scăzut că aici am adăugat două ochiuri. De ce am făcut scăderea? Acum... Facem acestea 5, aici cireșică, dacă voi vedeți, da? 5 ochiuri. Plus la aceasta noi trebuie să formăm de acum altă crenguță aici. Sper să vadă foarte bine. Altă crenguță aici. Așa. Cum se folosește așa uzor? Este foarte simplu. Rândul 7. Avem 5 pe dos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pe dos. Apoi formăm, ca când la rândul 1 sau la rândul 23 noi am format acel ramură, știți? E acum formăm ramura aceasta. Așa, aducem aici în ochi.
am luat pe Andreea și am mai luat încă un ochi. Trei ochiuri într-un ochi, 15 dos, trei ochiuri, formăm aici într-un ochi, apoi pe dos și acum formăm 5 aici ochiuri. 2, 3, 4, 5. În ramura aceasta care ochiul stă pe față. Și continuăm 3 ochiuri pe dos. Sper să fie foarte clar. Mai repet încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 3 ochiuri într-un ochiul ce-s pe față. 1, 2, 3 am luat. Împletim următorul pe dos și a 5 ochiuri într-un cel pe față. 1, 2, 3, 4, 5. Și următoarele 3 pe dos vin în raport. Continuați așa rândul 7. Să execut rândul 8. Rândul 8. Așa, începem. 1, 2, 3, 4, 5 pe dos, 1 pe față, venim la acesta care, la ramura aceasta, 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față, apoi 1 pe dos și 5 pe față, aici unde am format noi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pe față și 3 pe dos, 1, 2, 3, 3 pe dos. Acum executăm rândul 9, așa, rândul 9 se execută într-așa mod. Fiți atenți aici. Avem 4 pe dos, rândul 9. 1, 2, 3, 4 pe dos. Acesta al cincilea eu îl întorc, care este pe dos, și aliu împreună cu acest pe față. Două împreună, unul pe față și unul pe dos. Acum împletesc unul pe dos și unul pe față împletesc și unul pe dos, apoi vine 5 pe față, 2, 3, 4, 5, formăm acesta, 5, și 3 pe dos. 3 pe dos. Acesta este rândul 9. Sau, mai repet încă o dată oral. 3, rândul 9, 4 pe dos, 1, 2 ochiuri împreună le luăm, 1 pe dos și 1 pe față le luăm împreună, apoi 1 pe dos, apoi 1 pe față, apoi 1 pe dos, apoi 5 pe față și pe urmă 3 pe dos. Acesta este rândul 9. Rândul 10, continuăm rândurile, ochiurile cum stau. Rândul 10, împletim, nu scadem nimic, nu adăugăm nimic, ochiurile cum ne arată nouă. Așa le împletim, rândul 10. Ne întâlnim la rândul 11. So. 11. Am spus că 10 îl facem așa cum ochiurile au stat, da? Cum sunt. Rândul 11 se împletește așa. Sau se tricotează așa. 3 pe dos, 1, 2, 3 pe dos. Acesta al patrulea îl luăm și îl întoarcem și îl luăm cu acest pe față. Îl luăm împreună. Apoi împletim 1 pe dos, 1 pe față,
unul pe dos și aceste 5 pe față, toate împreună. Aceste 5 împreună. Le-am luat împreună, apoi încheiem. Și împletim 3 pe dos. 2, 3. Acesta este rândul 11. Apoi rândul 12. 12 acum împletim. Se tricotează exact așa cum stau ochiurile. Exact așa, nu adăugăm, nu scadem nimic. Nimic. Sau 1, 2, 3 pe dos trebuie să fie, 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față. În rândul acesta trebuie să avem 2 pe față, numai 2 ramuri. Apoi restul pe dos. Pe dos avem 1, 2, 3, 4, 5. Sau, repet încă o dată, 3 ochiuri pe dos, 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față, 5 pe dos. Continuăm așa rândul 12. Rândul 13. 13. Da? Se vede. 13. Ca să aveți unde să opriți și unde să știți să începe. Se începe așa. 1. 2, 3 și 1 pe față, 1 pe dos și în următorul facem 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Și am luat și am împletit restul. 2, 3, 4, 5 pe dos. Rândul 13. Acum, rândul 14 se execută așa cum stau ochiurile. Rândul 14. Așa. Se execută, depinde cum stau ochiurile. Cum stau aranjate, așa și le împletim. Avem 3 pe dos. 1, 2, 3 pe dos. 1 pe față, 1 pe dos și 1, 2, 3, 4, 5 pe față și 5 pe dos. 1, 2, 3, 4, 5. Și 5 pe dos. Așa împletim toate ochiurile până ce finisăm rândul 14. Rândul 15 ca rândul 14. Rândul 16 ca rândul 14. Ne întâlnim la rândul 17. Așa, repet. 14, 15, 16, le împletim așa cum stau, nimic schimbări, 3 rânduri la rând împletim cum stau ochiurile, ne întâlnim la rândul 17. Sunt la rândul 17. Am spus că ne întâlnim la 17. Așa. Și facem așa. 17. Rândul 17 se tricotează așa. 3 pe dos, 1, 2, 3, 3 pe dos, 1 pe față, 1 pe dos și aceștia 5 pe față îi luăm împreună. 1, 2, 3, 4, 5, le-am luat pe Andreea și le împletesc împreună și pe urmă le închei ochiul acesta și împletesc restul pe dos. 2, 3, 4, 5.
Așa, am împletit 15-20 și așa să continuăm raportul. Acum împletim 18. 18 se împletește. 18 se face așa. Cum stau ochiurile? Cum stau ochiurile? Este așa că unul pe dos, al doilea pe dos, trei pe dos, unul pe față și restul se împletesc pe dos. Da? Rămâne ultima crenguță să o facem. Înseamnă că aici avem un singur ochi pe față. E ca așa. Două de acum crenguțe le-am făcut, da? Și formăm al treilea. În curând, rândul 19 este foarte ușor, formăm 5. Eu sunt la rândul 19 și vreau să-l demonstrez. Fiți atenți! Rândul 19, cum se execută? Suntem la sfârșit. Așa. 1, 2, 3, pe dos și acest care este stă pe față la noi, acum avem așa 5 pe față, facem 1, 2, 3, 4, 5 sau 1, 2, 3, 4, 5. Stau încă o dată că mă gândeam exact când număram, am auzit Motorola. Așa, 1, 2, 3, 4, 5. Aici am numai un ochi pe față și adaug 5 ochi. Restul le împletesc pe dos în raport și pe dos între așa. Câte ochiuri? 2, 4, 6, 7. 7 ochiuri pe dos. După ce facem acele pe față, așa. 3 pe dos. Dintre cel pe față formăm 5. Apoi 7 pe dos. Da? Și formăm rândul 20. Rândul 20. Rândul 20 se formează așa cum ochiurile stau, 21 și 22, cum stau ochiurile. Așa, împletim 1, 2, 3, pe dos. Apoi pe față 5, 1, 2, 3, 4, 5 și 7 pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și al șaptelea. Așa, formăm 3 pe dos, 5 este le facem pe față și 7 pe dos. Am spus și mai repet, rândul 20, 21, 22, formăm toate ochiurile cum stau. Toate ochiurile cum stau. Care stau pe dos, care stă pe față, le facem pe față. Pe dos, pe dos. Așa, ați înțeles. 21, 22, le împletim 3 pe dos, 5 pe față, 7 pe dos. Două rânduri merg așa. Și ne întâlnim la rândul 23, de unde ne-am pornit.